Domnul președinte, prin proiectul de act normativ pentru transpunerea legislației naționale a prevederilor directivei 17 privind contracte de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale, se dorește realizarea atât a transpunerii directivei 17 în legislația națională, cât și ajustarea problemelor de pe piață, ținând cont de specificul național și de faptul că directiva este una de minimă armonizare. Precizăm faptul că proiectul de lege a fost publicat pentru consultare publică în cadrul procesului de transparență decizională în data de 17.02.2015, însă a fost un proces îndelungat pentru acordarea vizelor de către ministerele responsabile și au fost depuse numeroase puncte de vedere. Pentru a se respecta termenul de transpunere, s-au depus diligențe necesare în vederea promovării proiectului ca ordonanță de guvern pe durata vacanței parlamentare de iarnă, însă acest lucru nu a fost posibil în acest moment. În aceste condiții, proiectul de act normativ a fost transformat din nou în proiect de lege și a fost reluat procesul de avizare. Având în vedere depășirea termenului pentru transpunerea directivei 17 în legislația națională, proiectul este în prezent promovat sub formă de ordonanță de urgență. Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri depunând toate diligențele în vederea obținerii tuturor avizelor necesare și adoptării actului normativ într-un termen cât se poate de scurt. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc cu invit pe doamna deputată Ana Mircel. Vedem dacă este mulțumită de răspuns. Acum. Hai, vă rog, doamna deputată. Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. Păi n-am cum să fiu mulțumită. În primul rând, eu am adresat această interpelare Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Răspunsul a fost semnat de un secretar de stat, deși eu cred că pentru transparență și respect față de instituția Parlamentului putea fi semnată o interpelare de către ministru și răspunsul mi-a fost citit de către un vicepreședinte. Da, trecem peste aceste aspecte administrative, să mergem acum pe fond. Domnule vicepreședinte, răspunsul oferit de Ministerul Economiei și citit de dumneavoastră denotă foarte mult neprofesionalism în abordarea unor probleme care vizează interesul României și al cetățenilor săi. Este inacceptabil ca un proiect legislativ atât de așteptat de mii de români, sufocați de datorii, să nu fie funcțional din cauza indeciziei și a diletantismului de la nivelul guvernului asupra formei de elaborare a documentului, proiect legislativ sau ordonanță de urgență. Este de neînțeles de ce până în acest moment România nu a transpus prevederile acestei directive europene care oferă un cadru echilibrat și echitabil de conversie a creditelor din monedă străină în monedă națională, în condițiile în care majoritatea statelor europene au salutat intrarea în vigoare a directivei 17, începând cu data de 21 martie 2016. Fiecare zi în care asistăm la această bâlbâială administrativă și instituțională are repercursiuni asupra fiecărui cetățean român ce poate fi afectat de o posibilă procedură de infringement ce poate fi declanșată la adresa României. Mai mult decât atât, toți românii care vor să își convertească creditele în moneda în care sunt plătiți nu pot beneficia de acest instrument european din cauza tergiversării inutile a unui proces asupra căruia, inclusiv eu personal, domnule vicepreședinte, am atras atenția încă din februarie 2014, iar instituția din care faceți parte știe acest lucru și sunt convinsă că știți acest lucru, cu atât mai mult cu cât sunt înregistrate nenumărate poziții publice și în cadrul Comisiei pentru Buget Finanțe, unde am discutat de fiecare dată, dar și întrebări adresate inclusiv ANPC-ului. În încheiere vreau să transmit domnului vicepremier că eu mă aștept la un calendar exact al pașilor care mai sunt necesari pentru ca directiva 17 să fie transpusă cât mai curând în legislația românească, astfel încât românii să poată avea la dispoziție aceleași drepturi pe care le au și cetățenii europeni. Tocmai de aceea vă rog să reveniți cu un răspuns profesionist în care să spuneți exact pașii concreți și data concretă în care această directivă va putea fi transpusă și în legislația românească. Trebuie să vă readuc aminte, domnule vicepreședinte, că transpunerea directivei 17 în legislație în cel mai scurt timp este un imperativ pe care instituțiile abilitate trebuie să și-l asume.
alături de legea conversiei, pe care sper că o susțineți și care conține un amendament special pentru creditele în franci elvețieni, lege pe care am inițiat-o și pentru care vă asigur că mă voi lupta în continuare să fie adoptată, și această directivă vine în sprijinul românilor cu credite în diverse monede care doresc să le convertească în lei, beneficiind astfel de un instrument legal pe care l-au toți cetățenii europeni. Și eu vă, dacă îmi permiteți o notă personală, cred că moda ordonanțelor de urgență ar trebui să treacă. Am văzut că a fost o modă a unei ordonanțe de urgență dată înaintea Crăciunului, prin care ați amânat intrarea în vigoare a legii insolvenței persoanelor fizice. Văd că acum a pregătit o altă ordonanță de urgență, pentru că n-ați fost capabil să veniți la timp cu un proiect de lege pentru ca această directivă să fie transpusă în legislația românească. Eu cred că nu este o practică sănătoasă democrației și nu este o practică care arată respect față de instituția Parlamentului. Și mi-aduc aminte că la investire v-ați asumat respect față de instituția Parlamentului României. Închei prin a vă transmite că motivările și așa zisele justificări pentru care transpunerea directivei este tergiversată sunt neprofesioniste și inacceptabile. Consider că este o dovadă de amatorism și de lipsă de onestitate invocarea unor așa zise, unui așa zis proces legislativ greoi în transpunerea directivei, în condițiile în care, așa cum v-am spus, am atras atenția încă din februarie 2014 asupra importanței aplicării cu celeritate a prevederilor din Directiva 17. Vă rog să reveniți cu un răspuns profesionist. Mulțumesc!